Motivele pentru care m-am decis să filmez acest clip sunt multiple. Ca de obicei, eu nu am un singur motiv pentru care mă apuc să fac ceva. În primul și în primul rând, v-am promis că o să fac clipul cu toată experiența mea cu școala de șofer, pentru că da, despre asta este vorba. V-am promis încă de când m-am apucat din ianuarie și am primit acolo feedback pozitiv, pentru că v-ați dori să știți și părerea mea, poate multe vreți să dați. Știu că am mai primit mesaje cum că vreți și voi să vă apucați și ar fi o idee foarte bună să vă zic așa din experiența mea. În al doilea rând, am tot fost rugată să fac genul acesta de clipuri story time și, sincer să fiu, nu cred că mă descurc atât de bine și vreau să o iau cu subiecte din astea care sunt mai ușoare și pot să spun mai rapid ceea ce am de spus decât dacă ar fi un subiect mai amplu. În general funcționez mai bine pe clipurile de tip Q&A pentru că voi îmi puneți întrebări și răspund. Așa trebuie, când trebuie să povestesc eu, parcă mi este puțin mai complicat pentru că mă pierd în detalii. Asta e problema mea forever and ever. Și în al treilea rând, eu când m-am apucat de școala de șofer căutam foarte, dar foarte des clipuri pe YouTube despre experiența tuturor. M-am uitat la clipul Andrei Balaban, al Georgianei Dumitra, cred că așa o cheamă, și multe alte persoane, deci cred că am văzut peste 10 clipuri cu experiența mea cu școala de șoferi, experiențe pozitive și experiențe diferite de ceea ce am avut eu și diferite la o persoană la alta. Și m-am gândit că cumva poate o să vă regăsiți în povestea asta și ar vrea să vă dau câteva sfaturi, să povestim și cum nu am luat din prima oară carnetul, pentru că da, am luat din a doua oară, cum nu trebuie să vă stresați foarte, foarte mult, dar totuși să vă dați silința să fiți atenți, să învățați, întrebări amuzante care s-au petrecut de-a lungul acestor luni, pentru că a fost o perioadă destul de îndelugată tot procesul, și vreau să stăm la taclare, asta ar fi ultimul punct, vreau să stăm să vorbim, pentru că mi se pare că nu am mai vorbit de foarte, foarte mult timp aici cu voi, așa să povestim, să dăm frâul liber. Nu mi-am făcut niciun plan, am spus, vin aici direct, cât m-am machiat, m-am gândit așa la unele lucruri ca să-mi amintesc parcursul, dar am zis, vin aici în fața voastră și turui și vorbesc, vouă vă place, mie îmi place și win-win, câștigăm împreună, voi aflați ceva, vă relaxați, eu vorbesc cu voi și mă simt foarte bine să împărtășim și ca de obicei în comentarii vorbim noi mai multe sau pe Instagram pentru că primesc foarte multe mesaje de la voi și sunt foarte entuziasmată. Dacă mă urmăriți pe Instagram, probabil știți că de unde am acești cercei, dar vă zic și aici pentru că în general primesc întrebări despre cercei. Cred că femeile au așa o pasiune despre cercei. Ei bine, dacă m-ați urmărit sau dacă mă urmăriți pe Instagram, știți deja că am făcut niște poze săptămâna trecută cu o fată de aici, de la mine, din oraș, adică din Bacău, care face cercei handmade și aceștia sunt făcuți de ea. Sincer, nu mă pricep să zic, știu doar că auriul ăsta de aici este o foiță de aur, în rest nu mă pricep la materiale, dar are o sumedenie de modele de cercei. O să vă las Facebook-ul ei în descriere pentru a merge și a vedea și dacă aveți vreo idee să vă personalizați cercei într-un anumit fel, face toate nebuniile, nu știu, pentru un festival nebun, pentru efectiv orice poate să vă facă și la un preț foarte accesibil, trimite prin curier, prin poștă, dar gata, haideți să trecem la școala de șofer, cum am hotărât să dau, ce am făcut, cum am luat, cum am picat, toată treaba. În primul și în primul rând aș vrea să menționez că eu sunt o persoană atehnică și când spun asta mă refer la orice, ceea ce înseamnă tehnologie, ceea ce înseamnă mașini, cam tot ce ține de partea practică a lucrurilor, eu sunt cumva între, adică la unele sunt bună, dar mai mult lucrurile care știu că sună foarte sexist, dar din punctul meu de vedere lucrurile care țin de femei, la lucrurile respective mi este mult mai ușor să mă descurc. Ceea ce ține de sfera asta bărbătească, nu știu, gaming poate, nicio treabă. Așadar, niciodată nu am fost foarte mare fană să conduc sau să simt mașina sau să dau eu la viteze, să simt cum baga întâia, baga în doua, baga treia, niciodată. Deci, așa cum zicea și Andreea Balaban când mă uitam la clipul ei, nicio treabă cu condusul, de aceea nu am fost foarte mare fană, ci din contra, eram foarte cârcotașă în clasa 12-a când toată lumea parcă intra în... eu așa ziceam, sindromul condusului, pentru că toată lumea mai nou dădea la școală de șofer și venea la școală cu mașina, ceea ce mi se pare un bullshit în clasa 12-a când nici măcar nu știi ce e cu tine. Pot să înțeleg când este util să conduci, dar nu pot să înțeleg când devine o fiță. Și de-a lungul timpului eu am tot cochetat cu ideea dacă să dau, dar mereu am spus că nu e pentru mine, am șofer, adică mă refeream la soțul meu pentru că el conduce de 5 ani, cred, și își face treaba foarte bine, e pasionat de mașini, adică la el e cu totul și cu totul altă treabă, nu are nicio legătură cu experiența mea pentru că e total diferită. De aceea mi-a fost și foarte greu să mă urnesc din drum la 20 de ani, adică mai precis, nu, la 21 de ani, am 21, mă scuzați, la 21 de ani în decembrie, aparent nu mai știu când e ziua mea de naștere, m-am hotărât eu să-mi fac dreamboard-ul pentru 2021 și am pus acolo că aș vrea să dau și la școala de șofer. Nu știam că lucrurile astea o să se concretizeze foarte rapid,
adică că în ianuarie o să mă și înscriu la școala de șoferi. Motivele pentru care am dat au fost că voiam să fiu independentă. De când mă știu, mi-a plăcut să fiu independentă, să am casa mea, să am familia mea cât mai repede posibil, să mă descurc singură, adică mereu mi-au plăcut lucrurile astea și cumva mereu am simțit, din punct de vedere al condusului sau al deplasatului, că depind de cineva. În general, depindeam foarte, foarte mult de iubitul meu și n-a fost o problemă atâta timp cât a stat foarte mult acasă. Din momentul în care a început să meargă la job, aproape zilnic, a devenit o problemă, pentru că aveam să mă deplasez din locul X în locul Y și mi-am dat seama că eu urăsc să merg cu autobuzul, ca toată lumea, pentru că, mai ales în zona în care stăteam în perioada aia, venea extrem de rar și extrem de greu și doar anumite autobuze veneau pe acolo și m-am gândit așa că pentru viitorul meu ar fi foarte interesant și ar fi foarte util să dau la școala de șofer și să învăț să conduc, oricât de greu mi-ar fi, pentru că, v-am spus din nou și mă repet, nu sunt pasionată și nu e genul meu de lucru. Mereu am văzut condusul cumva pentru bărbați. Știu, eu nu sunt genul de persoană care să cataloghez. Părerea mea că sunt femei care conduc extrem de bine, poate mai bine decât bărbații și, nu știu, sunt bărbați care fac părul de 1000 de ori mai frumos decât femeile și sunt foarte de acord cu asta. Doar că eu când mă gândesc la o femeie, sau cel puțin la mine, mă gândesc la ceva fragil, feminin, poate pe alocuri are nevoie de ajutor, pentru că, de ce nu, mi se pare foarte, foarte interesantă și partea asta feminină a unei doamnei domnișoare. Și mereu m-am gândit că, nu știu, parcă condusul, mai ales că acum e o junglă în trafic, îți șterbește cumva din feminitate. Pentru că, să vă zic sincer, și eu în trafic mai nou mă enervez și nu mă stai că eu nu sunt genul persoană care să înjur, dar nici nu iese din mine cele mai frumoase sentimente posibile pentru mulți care conduc în trafic și nu înțeleg ce caut acolo. Dar, revenind la subiect, mereu mi s-a părut că nu e pentru mine, pentru că eu sunt o femeie, eu mă ocup cu alte lucruri mult mai importante pentru mine și părerea mea că e bine să mergi și pe feeling, dacă nu simți 100%, nici să nu te duci. Și de aia atâta timp nu am decis că mai bine stau deoparte, stau în banca mea, fac ce știu eu să fac mai bine, ceea ce îmi place și atât. Dar v-am spus, când a început să meargă la muncă destul de des, m-am simțit cumva așa lăsată în vânt și mi-am dat seama că nu pot să mă deplasez. Plus că nu te poți baza în viața asta pe nimeni în afară de tine 100%, pentru că nu știi niciodată, Doamne ferește, din diverse motive, cum ajungi să fii singur. Și când mă refer singur, nu mă refer numai că te desparți sau, deși și lucrurile astea sunt foarte normale și posibile în viața asta, dar, nu știu, singur pentru o perioadă de timp, câteva luni trebuie să se deplaseze nu știu unde sau, Doamne ferește, trebuie să stea internat într-o ceva, habar n-am, sau hotărăște să meargă într-o vacanță mai lungă. Bine, nu se întâmplă asta la noi, dar ideea e că la un moment dat mi-am dat seama că e posibil pentru o perioadă determinată de timp sau poate definitivă să rămân singură sau să trebuiască să mă descurc singură, el fiind la job sau fiind cu problemele lui. Și atunci m-am hotărât eu că trebuie să fiu o femeie independentă din toate punctele de vedere, nu se mai poate chiar așa. Și așa cum am spus, în ianuarie a fost foarte simplu, eu am vorbit cu domnul instructor cu care a făcut și iubitul meu școala de șofer, mi-a zis că este foarte calm, că explică foarte bine, că el a învățat foarte ok cu dânsul și că e foarte posibil, dacă el a rezonat cu domnul instructor, domnul respectiv, să rezonez și eu. Și a fost ceva foarte simplu, cred că a trebuit să plătesc niște taxe, sincer, asta nu mai știu, dar dacă sunteți curioși de tot ce înseamnă mai multe acte, să-mi scrieți în comentarii, pentru că o să caut exact. Cred că trebuie să am bonuri sau măcar notat printr-o agendă, că eu îmi notez cheltuielile în general, cel puțin în ianuarie și eu sigur că mi le-am notat pe toate, că în general ianuarie e o lungă scumpă. Acum, revenind la subiectul condus, am dat bani pentru școala de șoferi, și cred că mi-a cumpărat iubitul meu și cărțile pentru legislație. Sinceră să fiu, vă recomand din suflet, înainte să mergeți să faceți orele practice, să citiți cărțile alea de legislație, adică nu să vă uitați la ele cum am făcut eu, ci chiar să le citiți, pentru că e vital, adică te sui în mașină să știi și tu care sunt semnele, cui dai prioritate, ce faci într-un semn giratoriu, chestii astea de bază măcar, adică poate nu trebuie să știi tot, ca atunci când te duci să dai sala, dar măcar în mare parte, nu știu, să zicem un procent de 75-80% să știi din cartea aia. N-a fost genul meu, eu am zis lasă cam timp, în ianuarie nu am învățat nimic, doar am răsfăit-o puțin, în februarie tot așa am răsfăit-o și pe la sfârșitul lunii februarie mă sună domnul instructor că mi-a ieșit carnetul ăla de student, tralala. Normal, aveam să merg și la niște ore de legislație, am fost o singură dată, cred că am făcut și vlog atunci, pentru că domnul de acolo mi se părea ușor
doar pe lege 100%, nu răspundea exact, adică nu era foarte receptiv la întrebările tale și mi se părea că nu răspunde nici colegilor mei la ceea ce avem noi de spus. Am fost o singură dată, mi-am băgat picioarele, nu m-am mai dus. Clasic mie, dacă nu simt că ceva e pentru mine, nu mă mai duc. Și după au fost mix feelings, că dacă e pentru mine, că dacă să merg, că dacă să nu mă duc. Ei bine, într-un final m-a sunat domnul instructor și am făcut ceva în genul: aoleu, eu chiar trebuie să mă duc să mă urc în mașină. Și nu știu absolut nimic. Asta era problema aia cea mai mare, pentru că nu deschisesem cartea aia. Am avut, din momentul în care m-a sunat până în momentul în care m-am urcat prima oară la volan, am avut, cred că, nu știu, 5 zile în care am deschis cartea aia și am citit din ea și am învățat semnele cât de cât și m-am mai... am mai învățat niște lucruri, am mai adăugat niște cunoștințe. Vreau să menționez că n-a fost prima oară când m-am urcat într-o mașină. Știam ce să alea pedale, știam ce la ambreiaj, știam ce aia frână, știam cum se schimbă vitezele, cel puțin în primele două viteze, 1 și 2. Eu am făcut pe o mașină manuală, pe viitor am de gând și eu să-mi iau automată, bine, ce știe că nu o să vină viitorul ăla, dar mi se pare mai de femeie așa, pentru că noi nu simțim mașina. Iubitul meu a zis că el n-ar putea să conducă pe automată, că unde-i plăcerea în a schimba vitezele. Eu nu-s genul, nu pot să zic că îmi place să schimb atât de mult vitezele, deși înțeleg cumva toată plăcerea aia. Dar mai condusesem cumva, ca să zic așa, pre la noi, prin oraș, undeva pe unde este un parc, dacă se duce în oraș, știți de Ghereiești. Ei bine, am mai condus pe acolo, pe drum drept, mi-a încercat iubitul meu să-mi arate întoarcerea dintre mișcări, mersul cu spatele, treburi din astea foarte, foarte basic, pe care le făcusem și cu vreo 2 ani înainte, dacă m-am hotărât, le-am făcut mai des și mi-am reamintit de ele. Prima oră de condus a fost groaznică, dacă mi-amintesc, pentru că era foarte frig afară și am dus cu bocanci și foarte inconfortabil să conduci cu bocanci, am condus cumva în afara orașului. A fost prima și ultima oară când am condus în afara orașului cu domnul instructor. Mi-a prezentat mașina, sincer, habar n-am că nu le-am nici la fața cu mașinile. Am condus o Skoda, nu știu din ce an să vă zic, dar o Skoda care era pe motorină. Asta știu să zic pentru că Skoda iubitului meu, mașina pe care o avem, este pe benzină. Iar eu conduc benzină, mi se pare că arderile sunt mult prea rapide și nu știu exact ce se întâmplă. Mi-a explicat iubitul meu, dar nu pot să zic că mă pasionează. Ideea e că mi se pare că fuge prea repede pe benzină. Eu am făcut pe motorină și mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut mașina extrem de tare. A fost foarte ok cu domnul instructor. Orele au decurs în ordine. Veneam de foarte multe ori nervoasă acasă pentru că nu-mi ieșea. Mi se părea că le enervez eu și pe instructor prin modul meu de a fi și prin faptul că nu pot să fiu atentă și nu pot să înțeleg niște lucruri. Problemele mele majore în condus au fost următoarele. În primul și în primul rând, distanța față de mașini. Mașinile parcate sau față de bordură, de multe ori am avut probleme de genul ăsta de a păstra distanța. În rest nu pot să zic că am avut, mi-au dat bătăi de cap și sensurile giratorii, dar după un timp a fost ok, adică le-am prins, ca să zic așa, și a venit timpul să dau sală. Pentru sală, dacă știți, trebuie să faceți 22 de întrebări corecte din 26 și am dat pe 12 aprilie, adică s-a întins destul de mult asta cu orele, terminasem orele de ceva timp, nu mă simțeam pregătită absolut deloc, mă gândeam dacă să mai dau niște bani să fac niște ore, mai îmi rămăseseră 3 ore sau 2 de făcut, cred că 3, pe care să le fac fix înainte de examen, mi le-a lăsat domnul instructor că a zis că e mai bun așa. Și eu am fost de acord și m-am pregătit pentru sală fix în ultima săptămână. Nu vă recomand să faceți deloc așa, a fost horror, luam cartea aia și efectiv nu puteam să bag nimic în cap. Înțelegeam ceea ce era mai important, nu știu, semnalele polițiștilor, nici măcar nu știu că sunt mai multe acolo, acum am uitat o mare parte din ele, din ordinea în care vine, dar știu informația utilă de altfel, că este și inutilă, dar trebuie să le înveți pentru că îți dă întrebări. Am făcut foarte multe chestionare, mai mult pe telefon, cel puțin în ultimele 3 zile am stat acolo în continuu, vă zic că mai erau 3 zile până eu să dau examenul, sala mă refer, și nu făceam mai mult de 21-22, care era limita la chestionare. Abia în ultima zi pot să zic că am început să fac 25-26 și toată lumea zicea să te duci la sală dacă ești pregătit 100% și dacă faci 26 din 26 la toate chestionarele. Este un site de RPC, parcă așa se numește, sau nu mai știu, scrieți oricum, găsiți și aplicație, adică nu e nimic complicat aici, dar dacă vreți și vă ajută să-mi scrieți că vă dau link-uri în comentarii pentru că nu e nimic foarte complicat. Și am făcut foarte, foarte multe chestionare, dar pot să zic că stresul a fost la nivel undeva foarte, foarte sus. Mult timp am crezut că nu o să iau și eram foarte stresată, eram mai mult stresată pentru sală decât pentru oraș propriu zis.
Într-un final m-am dus dimineața cu foarte multe emoții, nu prea am dormit noaptea aia, m-am dus și am făcut 23 din 26. Știu că le-am făcut pe primele, nu știu, 19, parcă le-am făcut pe toate corecte. Erau întrebări de care n-am auzit niciodată, lucruri de care n-am auzit niciodată, alea 4 pe care le-am greșit, două dintre ele erau cu încă o variantă, pentru că ai și cu două variante și eu nu eram nesigură și așa că am lăsat doar cu una. Și două, practic, le-am greșit, deși le știam, iar două, pot să zic sincer că erau de mecanică, nu mă interesează, nu mi-a păsat, nu, am zis, asta e dacă le greșesc, sincer, eu nu voiam 26 din 26, nu vreau să fiu cel mai bun, nu știu, șofer ever, Schumacher și toate alea, eu vreau să fiu o șoferiță care să respect legea, atâta tot. Și am luat 23, am fost foarte fericită, mult timp nu am știut dacă am luat cu 22 sau 23, pentru că la ultima întrebare nu ți arată dacă ai făcut-o corect. Și am văzut abia pe foaie când am dat prima oară oraș, o zic prima oară pentru că am picat prima oară și am luat, bineînțeles, din a doua. Și voiam să mai zic despre instructor că e foarte important să rezonați cu el. Eu am rezonat destul de mult cu instructorul meu, pe alocuri au mai fost momente în care mă simțeam cumva ciudat pentru că mi se părea că el îmi explică niște lucruri banale pe care toată lumea le înțelege și eu de ce nu le înțeleg și mă simțeam cumva inferioară multor persoane care conduc pentru că, nu știu, și el parcă modul în care îmi spunea e că e foarte simplu ceea ce eu nu pot să fac. La parcări n-am avut niciodată nicio problemă. Pot să zic că parcările mereu mi-au reușit, mersul cu spatele mereu mi-au reușit, tot ce între mișcări mereu mi-au reușit. De mers am avut o problemă la început, de fapt, în general am avut o problemă cu viteza, mergeam foarte rapid și din cauza asta făceam viraje anapoda și cumva instructor de multe ori îmi spunea lucrul ăsta și de multe ori mi se părea, din nou repet, că îl enervez și au fost mici chichițe din astea pentru că mi se părea că nu performez, adică la o ședință la alta mi se părea că rămân la același stadiu, cumva de foarte începător și mai am foarte mult de învățat și orele treceau și eu trebuia să mă apropii ușor, ușor. În perioada asta a fost și o întâmplare foarte amuzantă și o să vă povestesc, dar să nu faceți ca mine. Prin februarie abia am apucat să-mi iau de orele de condus, cred că aveam vreo 2-3 ore la bord. Și am fost undeva la familia iubitului meu care stă cumva într-un sat. Și mi-a spus iubitul meu, fiind noapte, cred că veneam de la Iași, dacă nu mă înșel, mi-a spus, ia urcă-te tu la volan să conduci puțin. Zis și făcut, dacă el a zis, de ce nu? E sat, e noapte, ce se poate întâmpla? M-am suit frumos la volan și am mers, doar că fiind la început nu mergeam nici foarte drept, nu, drumul este de țară prin zona respectivă, mașina era diferită și știți că durează destul de mult să te acomodezi la o mașină la alta și pot să zic că probabil am mers puțin până m-am acomodat, am mers cam așa, șerpuit ca și cum aș fi luat ceva la bord înainte, adică aș fi consumat ceva substanțe. Tocmai atunci a trecut o mașină pe lângă noi și s-a oprit. Și ce mașină credeți că era? Poliția! După cum știți, dacă nu aveți carnet, nu aveți voie să conduceți. Mi se pare că e faptă penală și pentru tine și pentru persoana care ți-a dat mașina și te-a lăsat să conduci. Adică ar fi fost pentru mine și pentru el, lui ar fi luat carnetul, bineînțeles. Și a fost un moment foarte crâncen. Eu, în momentul în care a pornit sirena, m-am speriat foarte, foarte tare și în loc să opresc pe loc, cum se face, m-am dus mult mai în față cu mașina. Moment în care iubitul meu a fost extrem, dar extrem de inspirat să facem switch, să facem schimb de locuri. Eu, personal, paralizasem, nu știam ce e cu mine și o forță foarte mare m-a luat așa cu o mână și iubitul meu nu e cea mai mare persoană și eu nu sunt nici cea mai firavă persoană din univers, adică mă refer la greutate, deși are foarte multă forță fiind bărbat, dar nu știu de unde a avut atât de multă putere interioară încât să mă ia ca pe o pană de pe scaunul meu și să mă trântească la propriu pe scaunul pe care stătea el, adică scaunul din dreapta, și să facem schimb, iar la fix și-a pus și centura, mi-am pus și eu centura, la fix a venit domnul polițist și a fost tot ok, i-a cerut actele, l-a întrebat că ce s-a întâmplat, s-a emoționat, că trebuia să oprească sau de ce s-a dus mai în față, l-a întrebat dacă a consumat ceva, el a zis că nu, m-a întrebat dacă e tot ok, adică într-un final a fost totul bine, dar pot să zic că m-am ales cu niște vânătăi și cu un cucui destul de mare de la experiența asta și să nu faci lucruri din astea, cel puțin dacă vreți să conduceți, încercați să nu spați în care știți sigur că nu merge poliția și nu trec mașini, nu știu cum ar fi un câmp de preferat, bine, știu că vă stricați mașina, dar asta a fost una dintre întâmplările cele mai amuzante și memorabile, bine, poate povestit aici de mine nu e atât de amuzantă, dar în momentul ăla vă zic că era foarte amuzant pentru că în momentul în care s-a apropiat polițistul, noi abia
abia ne-am așezat pe scaune fiecare, pentru că a fost o fracțiune de câteva secunde și iubitul meu a început să, care nu le are cu teatru, eu sunt cea care știu să joc teatru, se comporta normal, poți să-mi dai, te rog, îmi spunea mie, actele din torpedou, ca și cum era totul normal, ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Revenind însă, l-a condus, după ce am luat sala, am mai avut 3 ore de făcut, m-am programat pentru, nu mai știu, 17 mai, se programează foarte greu. M-am programat să dau orașul. Am făcut ultimele ore, cele 3, nu mă simțeam din nou foarte pregătită, cumva mă simțeam capabilă, dar nu erau lucruri pe care să le... erau unele lucruri pe care voiam să le mai șlefuiesc, dacă se poate, cum ar fi problema mea forever and ever cu distanța față de mașini. Și când zic distanță, mă refer la faptul că dacă eu treceam pe o străduță foarte îngustă și erau parcate mașini aici și veneau mașini în contrasens, eu am problema aia de claustrofobie. Eu sunt o persoană claustrofobă și am văzut că lucrul ăsta se aplică și în trafic. Nu înțeleg de ce și urăsc lucrul ăsta în continuare. Am un fel de trac și un fel de fobie la lucruri din astea, dar e mult mai ușoară, adică a fost foarte accentuată în perioada aia și mi-era foarte greu să păstrez distanța. Ori mă apropiam foarte mult de mașinile parcate, riscând să le iau oglinda, ori mă apropiam foarte mult de mașinile care veneau în contrasens și le făceam să se oprească cele mai multe ori sau să mă claxoneze. Și de multe ori pe drumuri am mai luat borduri și lucruri din astea doar din frica de a nu mă apropia de mașinile care vin în contrasens. Știam că am problema asta, dar domnul instructor mi-a zis că per total conduc foarte bine, că nu are ce să-mi zică și că cu siguranță o să iau. În ziua cu pricina am fost programată la ora 12, m-am dus mai devreme acolo, bineînțeles. Am fost și martoră de data aceea, am picat la un domn polițist foarte de treabă. Deci frustrarea mea maximă în ziua aia când am luat era pentru că totul era perfect. Polițistul era de treabă. Condusesem perfect până la momentul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar o să vă zic imediat. Știu că am avut mai multe greșeli, dar revenind, m-am dus acolo, am stat, am așteptat, am intrat în vorbă, pentru că așa suntem noi femeile, cu încă două, cu o doamnă și cu o fată, care și ele așteptau, parcă îi dădeau a doua oară, amândouă, nu mai știu. Mi-a explicat unei alteia cu parcările, am încercat să le explic diferența dintre parcare și garare, pentru că una dintre doamne nu înțelegea și mă tot întreba și dintr-o dată a venit domnul polițist și mi-a zis că asaftei să mergi ca martor. Și m-am dus la o doamnă care dădea a patra sau a cincea oară, sincer, habar n-am, dar personal, sunt oameni care chiar n-au nicio treabă cu mașina. Adică eu nu zic, fiecare poate să învețe să conducă, dar, nu știu, se vede când nu simți lucrurile și nu le ai absolut deloc. Cred că doamna respectivă a oprit motor de pe puțin 5-6 ori pentru că îi se părea ei o idee foarte bună să pleci cu a doua de pe loc. Dacă sunteți șoferi, înțelegeți că dacă vreți să plecați cu a doua de pe loc, de cele mai multe ori nu se poate sau trebuie să accelerați foarte tare, dar depinde și de mașină. Mașina aia nu ducea pentru că nu era cea mai bună mașină din univers. Nu a fost cu aceeași mașină cu care am condus eu, adică eram în altă mașină, înțelegeți voi. Oricum, l-a enervat destul de tare pe examinator, pe care l-am avut și eu imediat după ea. Am înțeles că în ziua aia a picat pe toată lumea până la ea. Vă dați seama că deja eram foarte stresată. L-a enervat pentru că înjura ceva ce nu se face. Mi se pare foarte de prost gust, doar pentru că ai greșit tu și pentru că nu ești capabil să faci niște lucruri. Nu cred că trebuie să înjuri și să faci să te simți inconfortabil și mulți alți oameni. Plus că îi comenta. De exemplu, eram la un stop unde știți că trebuie neapărat să opriți. Bine, acum faceți ce vreți voi, dar la școala de șoferi așa se învață, trebuie să te oprești la stop. Normal că dacă conduci singur pe drum, n-ai să faci să te oprești la stop și te uiți stânga-dreapta, te uiți stânga-dreapta din mers și ai trecut. Înțeleg, am văzut că toată lumea face asta mai nou, dar la școala de șoferi te oprești și a spus că era stop, nu ai văzut, nu cedează, trecerea e stop, e o diferență. Și ai spus da, dar m-am asigurat, adică nu comentezi, ai greșit, taci din gură, taci din gură. După care am ajuns și mi-a zis să mă urc în mașină, să plec când cred eu de cuvință. Am plecat, am condus foarte bine, același traseu pe care îl făcusem forever and ever and again cu domnul instructor. Am condus foarte, foarte bine, am uitat doar o singură semnalizare și mi se pare că am mai greșit ceva. Nu știu, știu de o semnalizare că am uitat-o, care este 6 puncte de penalizare. La un moment dat știu că m-a băgat pe o străduță, pe aici, pe la noi, care este destul de îngustă, veneau mașini în contrasens, cum am spus, iar pe partea asta erau mașini parcate. Mai erau toate mașinile parcate la dungă, deci cumva eu mi-am făcut, nu știu, mi-am imaginat cumva, pentru că cumva vin și în pantă, cobori, și mi-a zis și domnul examinator să încetinesc puțin viteza, pentru că tot așa când am plecat,
de pe loc, la început, la începutul examenului, era cât pe ce să ating o mașină, să ating o oglindă. Și mi-a spus că să încetinesc și să văd că sunt mașini parcate și că e foarte strâmt drumul și să am grijă. Mașina nu era nici cea mai îngustă, Skoda pe care am condus, e destul de lată ca mașină, nici foarte, foarte, cum vedeți, tancurile alea, dar relativ lătuță. Și era una dintre mașini ușor mai în exterior parcată. Dacă știți, când trebuie să încetiniți, să dați într-o viteză mai mare, într-o viteză mai mică, trebuie să eliberați ambreiajul cumva ca să se facă frâna aia de motor. Ei bine, eu ce am zis, țin de ambreiaj, că ăsta mă ajută. Nu te ajută cu nimic, pentru că tu dacă schimbi dintr-o viteză mai mare, într-o viteză mai mică și nu ai eliberat ambreiajul după ce ai schimbat viteza, nu se face frână de motor și dacă nu se face frână de motor, n-ai să încetinești mașina, o să meargă cu aceeași viteză pe care ai avut-o. Asta mi s-a întâmplat mie în primul rând, am uitat să eliberez, nu că am uitat, din stres, pentru că mi-a zis examinatorul să am grijă, nu am mai eliberat ambreiajul. În rest am făcut tot perfect, în toate între mișcări, mersul cu spatele. Vreau să menționez lucrurile astea pentru că am fost foarte mândră de cum am condus în ziua aia. Plecarea din rampă perfectă, până și examinatorul se destresase cumva și se simțea confortabil cu mine, începuse să vorbească și mă simțeam și eu bine. Deci vreau să zic că eram aproape de finalizarea examenului. Bineînțeles că luând-o pe străduța aia, neeliberând, cum am spus, ambreiajul, nu s-a făcut frână de motor, nu s-a încetinit mașina, fiind o mașină parcată un pic mai în afară decât celelalte care erau toate în linie, am retezat oglinda unuia. La modul nu că am rupt-o, dar s-a auzit cum s-a făcut și cumva examinatorul primului instinct a fost să-mi pună mâna pe volan, deși deja dăduțem de volan stânga și nu era nicio problemă, adică nu intram în mașina aia, dar i-am boțit cumva, să zicem, oglinda. Momentul lui atunci a fost, normal, trebuie să te dai jos, să constați accident, tralala, momentul lui mi-a spus să fac stânga, era pe o străduță și să mergem înapoi. Nu înțeleg de ce m-am mai chinuit, am mers înapoi și m-a pus să fac toate manevrele alea, deja știam că am picat, pentru că sunt 22, cred, sau 21 puncte de penalizare. Practic, pingi în prima, n-ai voie să lovești nimic. Știam că am picat, începuse să-mi tremure foarte tare piciorul pe pedale și nu mai puteam să conduc. Mă simțeam foarte stresată și mi se făcuse cumva rău, era și foarte, foarte cald. El mi-a explicat foarte frumos că puteai foarte bine să oprești dacă simțeai că nu ai pe unde să treci. Adică el a fost foarte ok cu mine, mi-a explicat dacă erai tu și te întorceai la mașină și vedeai că ți este boțită oglinda, ți-ar fi plăcut, doar pentru că cineva nu a oprit să treacă mașinile în contrasens. I-am spus că nu, mi-am cerut scuze pentru deranj și pentru faptul că l-am făcut să se simtă inconfortabil. Am ajuns înapoi la stadion acolo la noi. A venit domnul instructor și el venea foarte voios spre mașină, crezând că am luat. I-a spus examinatorul că nu am luat și, na, logică și el a fost dezamăgit, dar mi-a spus să merg foarte rapid, să-mi scot un nou cazier, mare program, mi-a spus că trebuie să-mi scoată o adeverință, a sunat imediat și mi-a spus că trebuie să mă duc să mă reprogramez. Am plâns în ziua aia foarte mult, am plâns extrem, extrem de mult. Eu l-am rugat pe iubitul meu să nu vină cu mine, nici prima, nici a doua oară, să nu-și ia liber de la muncă și să vină să stea cu mine, pentru că voiam să fiu extrem de singură, la modul că voiam, indiferent că iau, indiferent că nu, voiam să știu eu că sunt acolo. Știu că imediat cum am picat, l-am sunat și cumva jobul lui, adică locul în care lucrează, este și foarte aproape de stadion și știu că plângeam, eram toate plânsă, a ieșit rapid și m-a luat în brațe. Și m-a consolat, dar mă simțeam mizerabil. Vreau să menționez că în dimineața aia, oribilă de altfel, îmi venise și acea perioadă a lunii și eu deja nu aveam sigur niciun chef. Fusese foarte stresată câteva zile înainte, nu venea să mănânc și, nu știu, efectiv știam că o să fie o zi proastă, pentru că simțeam asta. În orice caz, după a trebuit să merg să mă reprogramez. M-am dus odată la poliție și nu au vrut să mă reprogrameze pe motiv că nu am programare să-mi fac reprogramare pentru examen. Sincer, de când a fost prostia asta cu programările, de când a fost toată treaba și nebunia cu pandemia, toată lumea și-a luat-o în cap cu programările, online de altfel, adică eu am spus, păi, domnule, pot să fac o programare aici? Și a spus că nu, online. M-am dat practic afară după ce am așteptat o grămadă să fac o reprogramare. Trebuia doar să-mi dea o dată, nimic mai mult. În orice caz, m-am dus acasă din nou. După ce am plătit o grămadă pe Bolt, pe treburi, n-am putut să mă reprogramez, m-am dus acasă să-mi fac programare. Prima programare pe care puteam să-mi fac era la sfârșitul lunii iunie. Să ne înțelegem, prima programare pe care puteam să-mi fac ca să merg la poliție să mă reprogramez pentru examen. Adică nu prima programare pe care puteam să-mi fac pentru examen, nu, pentru reprogramare.
Într-un final s-a eliberat un loc, nu știu cum, a găsit iubitul meu pe internet și am mers la sfârșitul lui mai cu programare la ei. Atunci, cum de nu m-am mai întrebat dacă am programare, nu știu ce s-a întâmplat, dar m-a luat și mi-a dat data de 24 iunie. Eu pe 29 am avut licența și eram, mamă, să vezi cum împac eu și capra și varza acum și le iau pe amândouă, ambele în zi de sărbătoare, tralala, am să termin odată. În continuare, foarte stresată, a trebuit să dau o sumă de bani, consistentă de altfel, ca să fac și încă 3 ore. Vreau să spun că lucrurile au fost total diferite. În următoarele 3 ore pe care le-am făcut, am fost mult mai stăpână pe mine, instructorul mi-a zis același lucru, mi-a zis că el oricum se cam plictisește cu mine în mașină pentru că nu are ce să facă și să-l trezesc când ajungem la destinație. Făceam același traseu, același traseu, efectiv nu mai suportam, dar mi-am... Întipări foarte bine anumite lucruri pe care nu prea le știam și cu care aveam probleme. În continuare șchiopătam, dar era mult mai ok la ceea ce înseamnă distanță, mult mai bine, mă asiguram, era mult mai sigură pe mine, mult mai stăpână pe situație, știam când să încetinez, știam când să merg. Eu nu sunt genul de persoană care să merg nici foarte, foarte încet, adică nu merg amelcu. Eu până și la examen am condus chiar și cu... Bine, știu că pare foarte puțin pentru voi, dar ca să știți, la examen auto trebuie să conduceți în jur de 30 la oră. Eu am mers și cu 35 și cu 40, adică nu mi s-a spus absolut nimic, adică cred că este ok atât timp cât respecti limitările alea de viteză de 30 la oră. Ideea e că nu sunt nici Schumacher, adică nu vă imaginați că de când mi-am luat carnetul merg cu 100 la oră, deci am fost pe autostradă, dar... Nu merg prin oraș așa ca nebunii, nu, merg relativ ok, dar și când e drumul liber îi dau, adică nu am o problemă cu asta și instructorul mereu mi-a zis că cumva lucrul ăsta mă trage în jos pentru că neavând toate reflexele alea, e foarte posibil să faci niște greșeli, știi? Pentru că tu ai și viteză și nici nu ai timp să gândești și cumva faci greșeli fără să vrei și am lucrat foarte mult, a lucrat el de fapt cu mine foarte mult la partea asta. Cu instructor a fost toată partea și toată experiența foarte faină și vă recomand să săpați după un instructor foarte bun, care să vă simțiți ok. Noi vorbeam foarte mult, mașina se glumea foarte mult, adică mă simțeam foarte bine, se asculta muzică, foarte, foarte ok, toată experiența pe total. După cele 3 ore a venit ziua cu pricina. M-a sunat domnul instructor de dimineață să-mi spună că a înțeles că e la un sunt la un examinator nou pe care el nu știe din prin Focșani. Eram super. Adică preferam să fiu la un examinator pe care el îl cunoaște, pentru că el este instructor de foarte mult timp și vreau să zic că a fost genul ăla de instructor foarte implicat. A venit acolo de foarte dimineață, deși eram singurul lui elev care îi dădea. Adică m-a susținut foarte mult în ideea asta de a lua și a fost și foarte mândru. E foarte mândru pentru fiecare elev atunci când termin. După ce m-a sunat, m-am dus să mă pregătesc, m-am spălat pe cap, m-am machiat, tralala, și eram programată din nou la ora 12. Pe la 11 fără mă sună că unde sunt, mă sună domnul instructor. Eu eram acasă, vin în câteva minute. Luat un bolt, mi-am chemat un bolt pentru că al meu soț era la muncă, pentru că din nou i-am spus să nu-și ia liber. Nu știu, cumva am teama aia pentru că dacă cumva se întâmplă ceva negativ, vreau mai întâi să fiu eu cu mine dezamăgită, după care să vorbesc și să împărtășesc cu ceilalți. Iar dacă e să fie bine, vreau din nou câteva momente să conștientizez, după care să fiu cu celelalte persoane, plus că nu-mi place ideea de a te aștepta cineva, hai că ce ai făcut, deși iubitul meu în toate și în tot mă susține, adică e foarte important să ai și lucru genul ăsta de om lângă tine, el a fost în continuu acolo și m-a susținut și m-a suportat. De fiecare dată când veneam de la ore și ziceam că eu nu înțeleg că cine a făcut sensurile astea giratorii și de ce și pentru ce, a venit și cu mine la condus, adică a fost în spate în timp ce eu conduceam și era și domnul instructor, a fost odată și i-a plăcut cum conduc, a zis că e foarte ok și că conduc foarte bine. Adică m-a susținut foarte mult, dar la faza asta cu condusul, deși el a fost peste tot mereu cu mine, a fost la licență, a fost la când am dat bacul, peste tot, mereu, la faza asta cu condusul am simțit puțin că am nevoie de a fi eu cu mine, indiferent de ceea ce se întâmplă. Și sincer mi-a fost foarte bine așa, plus că după ne-am și văzut, adică nu era ca și cum nu ne vedeam în ziua aia. Și așa cum am spus, mi-am chemat un Bolt în data de 24 iunie. Mi-am chemat un Bolt care a întârziat o grămadă de timp. În timpul ăsta, instructorul mă suna în continuu și mă presa unde sunt, pentru că venise deja examinatorul și plecase, eu fiind a saftei, trebuia să fiu prima și examinatorul meu deja plecase cu omul de după mine. Dar a fost și o parte bună, la asta n-a mai trebuit să fiu martor la nimic. Examinatorul a zis că nu pot să plec, efectiv, după ce am terminat. Am avut un examinator... care a fost cumva și el pe feeling-ul meu, doar că
era genul ăla de persoană care nu prea vorbea, introvertită. Eu, la fel, sunt o persoană introvertită și cum ar veni, mi se pare că dacă ești o persoană introvertită, ai ceva cu mine. Nu o să ai ceva, că ai ceva cu mine, dar parcă mă simt inconfortabil. Mai confortabil mă simt dacă te apuci și vorbești cu mine, chiar dacă mă doare capul, probabil. Bine, nici nu cred că e indicat să vorbești foarte mult ca examinator, dar era foarte serios, asta era ideea și cumva mă luase așa cu foarte mari emoții. Când am plecat de pe loc, era nebunie în ziua aia, deci nu vreți să vă închipuiți, eu urăsc efectiv nebunia în oraș. Era sărbătoare, era full, era ora 12, era vinerea. Nu știu cum s-a nimerit o zi atât de aglomerată și de plină, cu atât de multe obstacole, dar m-am nimerit foarte prost, la modul că când să plec și eu de pe loc, efectiv se blocase intersecția prin care eu trebuia să trec, pentru că era detai camionul și nu putea să treacă. Și am întrebat pe domnul examinator, pot să aștept să treacă mașina asta? Ceva în genul, puteți să mă amânați puțin? Și el mi-a zis că da, că să fac cum știu eu și cum cred eu de cuvință, dacă aș fi singură în mașină. Am plecat de pe loc, după ce s-a eliberat puțin intersecția, deși, din nou, era moartea, era full în oraș, dar am plecat de pe loc și am avut ca martor pe cineva, un băiat, cred că în spate. Când să plec de pe loc, când m-am oprit la intersecție pentru că aveam cedează trecerea, mi-a arătat examinatorul distanța dintre oglinda mea și oglinda mașinii parcate din dreapta. Era atât, deci nu exagerez, atât, efectiv atât. Atâta era distanța și mi-a zis că ce faci. Vă dați seama că am zis, frate, dacă și acum mai lovesc lucruri, în al nouălea ceas, efectiv, nu-i de mine treaba asta cu condusul, deși eram pusă pe faptul că dau până iau. Dar atunci, pe moment, te demoralizezi, pentru că este normal. Am plecat de pe loc, am mers foarte bine, schimba viteze, semnalizări, treburi, la, și la un moment dat, în apropierea unei intersecții, era o mașină parcată prost, neregulamentar, dacă venea poliția, bineînțeles, el primea amendă. Dar ca să treacă mașinile din contrasens, și pentru că pe banda mea era parcată mașina aia, nu știu ce căuta acolo, am oprit în spatele mașinii. Când să plec de pe loc, pentru că se eliberase și puteam să trec, am dat maximum stânga de volan ca să nu lovesc mașina din față. Dar cumva, domnul examinator, i s-a părut că nu am suficient spațiu și că ar fi trebuit să dau mașina mai întâi puțin înapoi, după care îți dau maxim stânga de volan. Mie personal mi se părea că aveam spațiu, la limită, dar mi se părea că aveam. În momentul ăla am frânat pentru că mi se părea că mă apropii de mașină și voiam să frânez ca să văd exact care e toată situația. Am frânat și atunci, în momentul în care eu am pus frână, am simțit cum cineva îmi pune frână până la podea. Știți ce înseamnă când cineva îți pune frână până la podea atunci când conduci? Înseamnă că ai picat. Asta înseamnă. Din fericire, a fost un examinator pe cât de dur, pe atât de deschis și de ok. Mi-a spus că nu m-a penalizat pentru treaba asta cu 21 de puncte, cred că atâtea sunt, nu știu dacă 21 sau 22, dar cred că 21. Nu m-a penalizat cu 21 de puncte de penalizare pentru treaba asta, pentru că nu m-a considerat 100% intervenția lui, pentru că a văzut că frâna era călcată aproape până la podea de mine. Dar mi-a scăzut 9 puncte pentru nepăstrarea distanței corespunzătoare față de mașină. Mașina parcată. Am plecat de pe loc, din nou, mie mi se făcuse rău, eu am crezut că a picat, nu știam de ce mă mai chinuie, abia am plecat de două minute de acolo, dacă vreți să vă duc înapoi și mă lăsați în pace, nu trebuie să mă chinuiți 20 de minute prin oraș, dar m-a dus și a vrut să-i demonstrez că eu știu să conduc. Din emoții, am greșit odată, mers înapoi, a doua oară l-am făcut bine, am avut și făcut și o parcare cu spatele, m-a lăudat, a zis că am făcut-o efectiv perfect și știu că mi-a mai scăzut puncte la ceva, tot așa, asemenea problemă, într-o parcare undeva. Bine, vă dau detalii inutile. Într-o parcare, când să ies, am luat puțin cu roata dreaptă o bordură. Și pentru asta m-a penalizat. În total am avut, ghiciți cât, 21 de puncte de penalizare. Deci am fost limită, 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 limită. În rest, a vrut să-i demonstrez că știu să conduc. Și când zic asta, mă refer că în orașul ăla atât de full, m-a dus să conduc. Nu exagerez, dar m-a băgat de cel puțin 6 ori, cred, în sensuri giratorii mari și full și aglomerate. De fiecare dată am fost foarte atentă, am fost foarte atentă la pietoni, am fost foarte atentă la viteză, am fost foarte atentă la viraje, am fost foarte atentă la prioritate. Eu am o problemă cu sensuri giratorii și dacă prima oară când am dat examenul a fost foarte ușor, m-a băgat într-un sens giratoriu o singură dată,
Într-un sens giratoriu gol, efectiv. Nu era gol, adică cui, doamne, iartă, mă, să-i dau prioritate. Ei bine, acum, de fiecare dată când am intrat, am făcut de două ori câte un sens giratoriu, ca să zic așa, practic 6 ori. De fiecare dată când m-am băgat în sensurile astea giratorii, erau pline, erau full de oameni care nu semnalizau și nu înțelegeam unde vor să se ducă. La un moment dat mi-era foarte frică că o să-mi zică că de ce nu intru o dată în sensul giratoriu, pentru că am ezitat de mai multe ori, deși cred că aș fi avut timp. Dar mi-era cumva frică să nu zică că nu am dat prioritate. Și era un stres continuu pentru mine de fiecare dată când mergeam într-un sens giratoriu. Dar într-un final a fost totul bine. Nu și-a notat nimic pe foaie, de aia n-am putut să știu dacă am picat, dacă n-am picat. Nu și-a notat nimic pe foaie, spre deosebire de celălalt examinator pe care l-am avut. Ăsta nu a notat nimic și eram, uite, ești ciudat, rău. Când am ajuns înapoi, a încercat să-mi explice. Mi-a spus că am o problemă cu distanța și să fiu foarte atentă de acum când o să conduc în trafic. Și a zis că singurul motiv pentru care el îmi dă carnetul, având în vedere greșeala pe care am făcut-o, aceea pentru care ar fi putut să mă penalizeze dacă era foarte rău, cum sunt de altfel alți examinatori care caută nod în papură, ar fi putut să mă penalizeze și să mă pice, dar a zis că nu a vrut, pentru că a vrut să vadă dacă știu să conduc. Și a spus că l-am surprins foarte plăcut, pentru că știu să conduc extrem de bine și sunt foarte prudentă și responsabilă în trafic. Sincer, m-au surprins toate complimentele astea și eram, asta înseamnă că nu pic, după care a început să noteze pe foaie. 9 puncte că nu te-ai apropiat, că te-ai apropiat prea mult de mașină. 5 puncte că ai greșit un mers înapoi. Vreau să zic că mersul înapoi nu l-am greșit că sunt nebună, l-am greșit pentru că m-a pus pe un drum care venea. În general, la școala de șoferi, dacă faceți mersul înapoi, faceți pe un drum drept. Aici eram într-o parcare care era un zigzag. L-am greșit. Asta e, asta a fost, a doua oară l-am făcut bine. Și 9 și cu 5, 14. Și am avut 6 puncte de penalizare pentru bordura aceea luată. Personal, eu nu am comentat cu absolut nimic, nu mi se părea nici mult, nici puțin, eu eram fericită că am luat. Și m-a felicitat și mi-a zis că cu siguranță o să fiu o șoferiță foarte bună, pentru că sunt foarte precaută în trafic. Mi-a plăcut ceea ce mi-a zis, pentru că chiar așa e, mi-am dat silința și personal am crezut despre condusul ăla, că a fost cel mai bun condus din viața mea de până atunci, pentru că am condus foarte, foarte, foarte prudent. Și cam asta s-a întâmplat. După, la câteva zile, mi-a venit și carnetul, l-am aici, bine, cred că am mai multe, dar de fapt nu cred că am ceva să vă arăt. Am CNP-ul și nu pot să vi-l arăt, dar în rest, asta e, am ieșit foarte bine în poză, mai bine vă arăt doar poza. Trebuie să mă laud și cu lucrul ăsta. Și frustrarea mea foarte mare atunci când n-am luat prima oară carnetul, ghicești care a fost? Faptul că fix în perioada aia iubitul meu își schimbase. Noi ne schimbasem mașina, pentru că am tot discutat că trebuie să o schimbăm pe asta, că nu mai e ceea ce trebuie. Și luasem o mașină. În prezent eu conduc pe un Ford Focus. Cred că din 2008, dacă nu mă înșel, o mașină care mi este foarte ok, mi este foarte confortabilă, nu este nici o mașină foarte joasă, este o mașină destul de înăltuță, nu este nici o mașină foarte îngustă, este destul de lată, grăsună, îmi place foarte mult stilul ei și îmi place mult să conduc pe ea, este pe motorină, v-am spus, eu nu conduc benzină, este problema vieții mele, dar într-un final totul e bine când se termină cu bine. Am făcut acest clip pentru că voiam să vă zic că se poate, dacă într-un final, dacă îți dai silința foarte mult, într-un final o să reușești, iar acum sunt fericită posesoare a acestui carnet și, bineînțeles, a semnelor pe care le am pe mașină. Bineînțeles că în spate am două semne, unul pe interior și unul pe exterior, pentru că geamurile la mașina asta din spate, geamurile din spate sunt fumurii. Și nu se vede, l-am lipit pe interior și nu se vede și a trebuit să-mi iau unul să-l lipesc și pe exterior, pe spate, dar mă rog, asta e altă problemă. La moment nu am condus niciodată, efectiv niciodată, am carnetul de 3 săptămâni, cred, nu am condus efectiv niciodată singură în trafic, pentru că încă am o fobie, primele zile ale mele de condus, bineînțeles că am fost cu iubitul meu și am dat peste foarte mulți dobitoci care nu înțeleg că ești începător și că te miști puțin mai greu decât o fac ei și pentru că ei sunt mari șumahări, îmi scuzați limbajul, dar chiar sunt dobitoci, la modul că efectiv am semnalizat că mă opresc pe dreapta și s-a gândit foarte bine să mă claxoneze deși avea tot drumul să treacă și semnalizasem din timp că mă opresc, adică nu era ca și cum am oprit, efectiv așa că mi s-a năzărit mie, oricum foarte multe experiențe tâmpite am avut sau eram pe autostradă, vorba aia autostradă, avea pe unde să treacă și îmi dădea flash-uri să mă dau mai într-o parte și nu aveam unde să mă dau pentru că puteam să mă dau doar într-un câmp, de exemplu.
Și acum înjurături și treburile astea, dar am noroc de un soț foarte iubitor care se dă jos din mașină de fiecare dată când cineva se ia de mine, deci este foarte ok, dar la moment nu am condus niciodată singură pentru că am un oarecare trac. Cam asta e ideea, dar încerc să conduc săptămânal de câteva ori în atenția deplină a iubitului meu. Cu el conduc cel mai des pentru că mă simt și cel mai confortabil. Nu-mi plac oamenii aia care te stresează și te enervează. El nu-mi zice nimic și mă simt foarte, foarte confortabil cu el și ușor, ușor o să vreau să conduc și singură pentru că asta este ideea. Și gata, sper că v-a ajutat cumva toată experiența asta mea și sper că măcar că v-ați relaxat și sunt foarte curioasă să aflu experiențele voastre cu școala de șoferi, mai amuzante, mai triste, mai plăcute, habar nu am, doar vreau să le aflu pentru că vreau să împărtășim lucrul ăsta împreună, iar dacă v-a ajutat cumva, nu știu, v-a dat un impuls, un imbold să vă apucați și voi, eu vă susțin din tot sufletul dacă credeți că prin muncă o să ajungeți să fiți ceea ce trebuie. Bineînțeles că vă susțin și vă urez foarte, foarte mult succes pentru că aveți nevoie și răbdare, foarte, foarte multă răbdare. Vă pup și mulțumesc că a stat aici cu mine. Ne revedem zilele următoare tot cu clipuri în astea statice în care vă mai arăt eu una alta, o rochiță frumoasă de la Sensei, de exemplu aceasta, și multe alte lucruri, cărți și treburi drăguțe. V-am pupat! Pa!